Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor și sfătuitor al lui Liviu Dragnea, a fost dat în urmărire de poliția română. El trebuie să ajungă la închisoare după ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul vizând acte de corupție din perioada în care era primar în Slatina. Vâlcov s-ar fi pus la adăpost cu un an în urmă când s-a stabilit în Italia, după ce autoritățile de acolo confirmă că l-au găsit. Urmează procedura de extradare, al cărei succes depinde de justiția din peninsulă. În primăvara lui 2015, când a fost ridicat de DNA direct din studioul unei televiziuni, Darius Vâlcov era ministrul finanțelor și om de bază în guvernul PSD de atunci. Acuzațiile procurorilor au căzut ca un trăsnet: luare de mită, trafic de influență, spălare de bani. Fapte din mandatele de primar în Slatina și apoi de senator de Olt. Taxa cu 10% orice firmă interesată de contracte cu statul. După nici 2 săptămâni din titular al ministerului care împarte banii țării, Vâlcov ajungea direct în arest. Dincolo de perioada petrecută în arest, procurorii au sechestrat și obținut în instanță, prin decizie definitivă, confiscarea tuturor obiectelor de artă în care fostul demnitar și-a investit banii primiți mită. Dacă anchetatorii nu i-ar fi stricat planurile, fostul ministru și-ar fi dorit să-și deschidă propria galerie de artă în capitală. Deja dăduse ordin de începere a lucrărilor. Odaliscă cu mandolină, semnată de Iosif Iser, Lupta centaurilor 3 în creion al lui Picasso, sau Lanul de grâu de Samuel Mützner sunt printre cele mai valoroase lucrări care urmau să fie vândute. După reținere, Vâlcov a ieșit din prim planul politicii. A rămas în culise în PSD, partidul care l-a susținut de la debut, fiind considerat în perioada când Liviu Dragnea a condus PSD, eminența cenușie din spatele strategiei fiscale a socialdemocraților. A pierdut acest statut după condamnarea lui Dragnea. De la momentul spectaculos al reținerii unuia dintre cei mai puternici miniștri până la decizia definitivă a instanței, au trecut aproape 8 ani. 2 ani s-au dus în așteptarea unor precizări ale Curții Constituționale. Cele 172 de tablouri, statuete și obiecte de artă, precum și cele 3 lingouri de aur confiscate de la Vâlcov, unele găsite în seifuri ascunse în case părăsite, sub obiecte de mobilier și chiar în interiorul unor pereți de rigips, au fost confiscate.